Soarele pentru Zodia Fecioară este în casa a patra, ceea ce duce la relații bune cu familia, cu originile voastre, manifestarea unor preocupări uh, un pic mai uh, puternice față de cămin, de familie, uh, manifestarea preocupării față de uh, tradiții, uh, Vă doriți armonia în natură, vă puteți manifesta creativ, sunteți pragmatici, atracție către ocupațiile tradiționale, Mercur este în vibrație cu Jupiter, puternic influențat de Jupiter și vă susține. Și o perioadă, totuși, în care trebuie să fiți tentați să renunțați la idei vechi să căutați confruntările de idei și chiar progres.